Salutare și bine ați venit la primul episod din seria Insula de Nisip. Noi suntem cei trei mușchetari și un creeper. Salutare, eu sunt Hupaun. Salut, eu sunt Ecstasy. Și el e Florin, care nu poate să vorbească, din păcate, pentru că are microfon momentan. Iar vom începe... sunt Victor Creeperul. Da. Vom începe prin a face o casă pe o insulă de nisip. Cam asta și logica. Insula pe care am făcut-o noi deja. Ca să nu mai pierdem timpul. Legit. Am făcut-o legit. Am dat cu mâna până am murit. Și acum probabil că știți ce vom face. Vom face una de post. Vom într-o căptare. Noapte. O, să nu murim de foame. Îl filmez da, pe cupa aici de față, scobind niște lemn. Cu dinții, încerc să trag, dar nu merge. Adică greu. Bă, dacă fac un topor, va merge mai bine. Bun. Vedem ce fac și ceilalți. Bănuiesc același lucru, firește. Unul scobește cu picioarele și unul cu mâinile. Dar cu unghiile ce are? Și-o făcut de pe-a mani... pa. Manicura și-o făcut-o și nu vrea să o strice. Așa că folosește palmele. Oh, clay? Unde? Era aici. Unde ești? Eu? Lângă uite, mutul de față. Vino aici. Dacă știu unde sunt. Logică, nu știu. Am găsit un porc. Nu-l omorâ! Îi dau smecta. De ce? Nu-l omorâ! Fier direct, foarte bine. E specie de pe cale de dispariție. În Minecraft. Am găsit reste de zahăr. 9 bucăți. Am găsit fier. Da. Pleacă-mă, porcule. Porcul ăsta mă... Mă apuc să fac imediat. Ce? Până atunci poți te duci tu să iei niște rem sau eu știu. Exact. Ops. Sau să fac ceva mai intim. Aolo. Să nu faci prostii, da? Cu porcul. Bravo. Bravo. Avem deja un măr. Felicitări. Dacă e de aur, bat și palmele. Fuck. Frumos, ia uitați ce frumos arată fierul, senzațional. Incredibil. Primul fier de pe... Știi ce arată mai frumos? Această mapă? Ia spune tu. Fierul pe mine. Pe un creeper, merge. Dinții lui de aur. Un creeper cu armură, cum ar fi? Creeper cu armură, o sabie, ceva de mâncare, niște TNT, gata, omoară toți sperii. Mâncarea e TNT-ul. Da, mai ales fasolea cu ciolan. Aoleu, sără. Ce vrei, să explodeze? Da. Mă rog, asta e și logica. O să se împută serverul. O să murim de gaz toxic. Făcut de Ecstasy. De creeper. Natural. Nu artificial, cumpărați. Tocmai acum. Eco. $0.99. Fără euri. Desigur. Opa, am găsit o porțiune de piatră. Porțiune de piatră? O porțiune, o parte. Ah. Nu poțiune. Vom face direct aici o mini fermă. Where? Right here. Bine, nu e momentan. Nu este aia. Nu e Victor aici ca să vadă. Mă duc după trestie. Ah, salut. Așa, trebuie să pus la făcut doi charcoal.
pentru niște... Apucați-vă să faceți o casă, eu să mă ocup de... Mă apuc eu imediat de casă. De fermă. Pupa! După ce adun 300 de zahăr. Da? Dăm niște piatră. Cât vrei? Cât se poate. Dau și eu 10, să mai rămân și un pic. Aur? Na, avem fier. Avem dinți de aur. Am făcut aici un trade senzațional, am dat cobblestone pe wood. Incredibil. Cine a câștigat nu se știe încă, dar vom afla. Vedem noi. Bun. Așa că fiecare își vede treaba lui. Florin? Când o avea și noi. A, nu, 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 e cea mai casă, mă, Florin. Florin, ce unde fai, ești? E pe insulă, lângă mine. Florin? Ia... Două stacu. Clopețele astea. Și du-te și sapă mult nisip și adu-l aici. Să mai mărim insula? Nu, să facem o casă din sandstone. E, din sandstone? Da, sandstone. Din lemn? Oh. Aici cu wood ce facem? Facem ceva de acolo. Interiorul. Ce se face? Să-l modelăm. Plastelina. Cine are nevoie de piatră poate să mă contacteze. Sunați la numărul afișat pe ecran. 0990-90-90. Acum ar trebui să pun un număr. Da, ar fi o idee. Primii doi care sună primesc gratis o noapte cu Matei. Aoleu. Privat, desigur, la hotel de jumătate de steluță. Minus o stea. N-are nimic. Nu mă, în clubul monștrilor, noaptea. Am mai găsit și un măr. Clubul de creeperi, firește. Deci avem ia uitați două aici cum muncește Florin din greu. Dă grope acolo. Transpiră. Haide, mă. Ce trăt am luat. Cu paun. Da. Mai fă și un târnocop să-i dau lui Florinel să spargă sandstone. Minerească. Ia, Florin, vezi că ți-l aruncă acum. L-ai primit. Am floricele. Bagă-ți-le în... Hai să mă duc să iau niște... Ei... Folosiți cuvinte oficiene, chiar așa pe față. Hei, că-i treaba mea. Am vrut să spun în... Pământ. Desigur, desigur. Exact asta vrei să spui. Hai că eu mă duc să iau niște semințe de greu. Hai să mai facem puțin și după aia ne vom opri să... Am găsit un porc. Chem și primul episod. Porc roz, specie necunoscută. Un porc roz, albastru ce are? E ca apa și nu se vede. Camuflat în apă. Nasol. Care are niște grâu? Acum fac eu. Avem doi porci aici și trebuie să îi cuplăm. Am plantat. Am trei semințe. Adu-le încă ce. Oh, am găsit o găină. Hai că se face noapte și noi n-avem... Casă. De să stăm. Ei, o să stăm în... Cocioabă. Acest mini... Pivniță. Nu, vom numi grota lui Cupun. Nu mai bine stăm unde a făcut Florin aici peșteră. Dar ce e bunker? Ui. Ia uite. Ia priviți, dragi telespectatori. Senzațional. Avem aici niște Florin hieroglife ascunse prin piatră, pare rău că te-am lovit. Dar nu prea. O dăm pe Lucian Buter. Ce are Lucian? De treabă. Ți arunc și eu niște se... Ia, să urci și tu. Haideți toți pe insulă, să mai... Să pun și eu două torțe și să încheiem episodul, dacă e. Stăm și un pic. Florine, cât... sand ai? Sand... Nisip. Sand. Matei,
Așa, bun. Fă-l pe tot Sandstorm. Am și 300 de zahăr și puieți. Bun, deci cred că putem să încheiem primul episod din seria Insula de Nisip. Cei trei mușchetari și Creeper. Vă salută și vă spun la revedere. Pa.